Cum spuneam, vine cu șada de emisie și va fi suplimentat de consilierul Benescu Alina, care va valida pe data de 10 mai. Acum să trecem cu la știrea procesului verbal la secretar. Dar aici în invitație n-a fost trecută chestia asta. Cu Neagu? Da. Nu, dar mi-a spus că zădă emisia. Trecem pe data de 10. Deci nu trebuie să următoare, deja ați făcut. Păi da, o trecem. Acum am zis că nu e prezent și cauza care nu este prezent. A, vrei, da, da. Da? Da, doamna secretar, înainte să începe dumneavoastră, stați să vorbesc cu domnul Elevar. Dumneavoastră spuneți că pe data de 10 mai veți valida următorul consilier, dar nu știți procedura că întâi se invalidează vechiul consilier cu cererea de demisie pe care de demisie se invalidează și în ședința următoare se ia pentru aducerea celuilor consilier? Păi și ăla de unde cererea? Păi bunim ședința de data de 10. Atunci știți cererea de o să aducem data de 10, nu? Păi dar nu puteți în aceeași dată să faceți și invalidare și valoare. Atunci vedem, facem invalidare o trezire. Da, dacă ești atat de emisia astăzi, trebuie să fiți prezent, să ne arătați, să aduceți în față, în locul și la cunoștințe. Va fi data de 10, da? Da, din greșeală, din greșeală, cred că va avea niște ședințe care văd că face ședințe ca să zicem că le face. Dar asta nu sunt ședințele consiliului. Exact, cum avem dată, m-a adoptat și făcea ședințe generală de mare. Ca votul din locul, dar să le facem și acum. Da. Cred că erau ședințele corecte, nu ca astea acum. Erau. Da. Să vedem și prezența, cum ați făcut-o pentru că nu trecut. Cum am stabilit. Da, mulțumesc. Doamna secretar, prezentați procesul. 5 februarie 2022, ședința extraordinară a Consiliului Local al Comunei Vulturen, convocată de îndată prin dispoziția primarului numărul 61 din 23 martie 2022, pe data de 31 martie 2022, orele 10, la sediul primăriei Comunei Vulturen. În urma prezenței făcute de secretarul comunei, s-a constatat că din cei 11 consilieri convocați, sunt prezenți 11, în consecință se îndeplinesc cerințele pentru constituirea ședinței. Ședința este deschisă de secretarul comunei, ce prezintă procesul verbal al ședinței anterioare. Domnii consilieri sunt întrebați dacă au observații la conținutul acestei. Nefiind obiecții, se supune la vot procesul verbal. Se aprobă cu unanimitate de voturi. Se dă citire ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru luna ianuarie și februarie 2022 pentru cadrele didactice din unitatea de învățământ Școala Gimnazială Municipiului Bacău. Inițiator, primar Dragoș Bolian. Proiect de hotărâre privind instrucțiunea măsurilor dispuse de Camera de Conturi a județului Bacău prin decizia numărul 37/1 din 2 februarie 2022. Inițiator, primar Dragoș Bolian. Proiect de hotărâre privind atestarea unor modificări la inventarul domeniului public al Comunei Vulturen. Inițiator, primar Dragoș Bolian. Proiect de hotărâre privind transformarea funcției publice vacante de execuție de consilier grad profesional superior din cadrul compartimentului agricol în funcția publică de execuție consilier grad profesional debutant. Inițiator primar Dragoș Bolian. Proiect de hotărâre privind eliminarea taxei de oficiere a căsătoriilor. Inițiator primar Dragoș Bolian. Divers. Se supune spre aprobare ordinea de zi. Se aprobă cu unanimitate de voturi. Consilieri sunt invitați la discuții. Doamna consilier, Dumnezeu Florica, la proiectul numărul 1 este de acord cu condiția respectării aceluiași raționament de calcul. La proiectul numărul 3, nu mai citesc proiectul, da? Deci este numele așa. La proiectul numărul 3, nu este menționată limita de drum. La proiectul numărul 4, consideră că este necesară această modificare pentru a se acorda șansa unor tineri absolvenți ce doresc să activeze domeniul respectiv. Este de acord cu toate proiectele. La diverse, dorește să aibă cu ce sume se plătesc membrii comisiilor de examinare a concursurilor organizate în cadrul instituției. Aduce la cunoștință faptul că în satul Chilăbești și Dorneni nu există nicio de transport în comun, nu există semnal pentru internet, telefonie mobilă și aparate pentru achitarea facturilor. Domnul Chiriac Dorinel aduce la conștiință că nu există indicatoare, sunt stâlpi căzuți, stații de autobusuri neîntreținute și murdare. De asemenea, nu observă nicio îmbunătățire a modului de implicare pentru prosperitatea comune din partea conducerii primăriei, deși au participat la cursuri de perfecționare atât primarul cât și viceprimarul comune. Eu
Propune reabilitarea tuturor stațiilor de autobuz. Domnul Lucaș Constantin, observă scăderea capacității conducerii primăriei. Dacă vorbiți peste minimă... Domnul Lucaș Constantin, observă scăderea capacității conducerii primăriei, rezultatele fiind negative și, în urma discuțiilor cu cetățenii din comună, rezultă că locuitorii sunt nemulțumiți de conducerea primăriei și consideră că este necesar luarea de măsuri pentru îmbunătățirea acesteia. Doamna consilier de căduși, dacă nu am treabă de ce, la primul volum există diferență privind cheltuielile ianuarie, februarie 2022. La proiectul numărul 3, consider că era necesar să fie supravegheate lucrările executate pentru asfaltarea drumurilor, deoarece sunt greșeli în executarea acestora. La proiectul numărul 4, consideră că nu mai este necesar angajarea de personal pentru compartimentul agricol, fond funciar, fiind deja prea mulți angajați în cadrul instituției. Este nemulțumită de activitatea cu alților din cadrul instituției. Să fie luate măsuri din persoane ce dau foc la pajiști, iar cu alții să fie implicați în supravegherea acestora. Consideră că ar fi necesar constituirea unui grup de intervenție împotriva incendiilor. Domnul Țăran Octavian Daniel, la proiectul numărul 1, consideră că doamna director este direct răspunzătoare de depășire. La punctul numărul 2, dorește prezentarea măsurilor dispuse de Camera de Voturi a județului Bancă. La punctul numărul 3, dorește să fie menționată și limitarea drumurilor. La proiectul numărul 4, nu este de acord. La proiectul numărul 4, nu este de acord. Consideră că se cheltuie prea mulți bani cu organizarea concursilor și există suficient personal în cadrul instituției pentru a se ocupa și cu fondul funciar. La diverse, domnul Țăranu întreabă de ce nu s-au depistat persoanele care au dat foc la vegetație. Trebuie să supravegheați selectarea gunoiului. Nu s-a rezolvat nimic cu transportul public în satele Codinești de jos și Codinești de sus. Dorește să afle unde este mașina primăriei. Răspunsul domnului primar este că se află în revizie. Doamna viceprimar Beloța Angelica explică importanța angajării unei persoane pentru a se ocupa de legea fondului funciar, fiind dosare nerezolvate de ani de zile. Este de acord cu aprobarea tuturor proiectelor. Deoarece nu mai dorește nimeni să se scrie la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâri. Proiectul numărul 1. Sunt 2 abțineri și 9 voturi pentru. Proiectul numărul 2. Sunt 2 abțineri și 9 voturi pentru. Proiectul numărul 3. Sunt 4 abțineri și 7 voturi pentru. Proiectul numărul 4. Sunt 4 voturi pentru și 7 abțineri. Proiectul numărul 5. 2 abțineri și 9 voturi pentru. Prezentul proces verbal s-a încheiat în 2 exemplare. Unul va fi depus la dosarul lucrării ședinței Consiliului Local de data de 9 februarie 2022, iar unul va fi afișat la sediul primăriei după aprobarea consiliului la ședința ordinară conform articolul 138 aliniatul 6 din ordonanța de urgență numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ al României. Mulțumesc frumos! Ascult la tot procesul de bani, cine este pentru, împotrivă, abținere. De acord? Da. Mulțumim frumos. Prezentați-vă de neatății. Da, până-ți voi să întreb ceva. Deci, domnul ne-a ajutat de emisia. Domnul Lucaș, cum îl trece? Voi, da? Deci, îl trec... Da, dar atenție la numărul de vot. Deci nu puteți să... Da. Deci, domnul Lucaș, îl treceți la abținere. Așa am făcut la trecut. Da. Deci, cine lipsește, nu poate să voteze. Deci ați observat că am citit corect, da? Da, și eu am făcut ceva la da. Da, trecem la ordine zi. 1. Proiectul de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru luna martie 2022 pentru cadre didactice din unitatea de învățământ Școala Gimnazială Vulturin, Comuna Vulturin, Județul Bacău. 2. Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Vulturin pentru o perioadă de 3 luni. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției pentru trimestrul 1 a bugetului local pe anul 2022. 4. Proiect de hotărâre privind transformarea funcției publice vacante de execuție de consilier de grad profesional superior din cadrul compartimentului agricol în funcția publică de execuție de consilier de grad profesional debutant. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea secțiunii 1 bunurile imobile
capitolul drumuri din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Vultureni, județul Bacău, aprobat prin anexa numărul 56 la HG numărul 1347/2001, prin adăugarea unor poziții noi. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitude a unor drumuri de exploatare situate pe teritoriul administrativ teritorial al Comunei Vultureni de către SC Balcan Est Grup SRL, în scopul înființării unui parc eolian pe teritoriul Comunei Vultureni, județul Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023. 8. Proiectul trebuie privind emiterea hotărârii de aprobare a planului local privind asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2022. Și la diverse, avem două puncte. Nu le-am trecut aici. Nu. Asta a fost... Am că nu suntem în... Au venit după ce bătrânesc convocator, știi? Doar secretar. Dar am zis fiind, nu? Nu, bine-am dat specific. Le-ați găsit pe mese. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 5 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale de județul Bacău numărul 180/2957 din 6-5-2015. Diminuarea tarifului de la 14,47 lei tonă fără TVA la 94,86 lei tonă fără TVA. Și următorul punct, la diverse. Proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Asta este ordinea de zi. Mulțumesc frumos, doamnelor și domnilor consilieri, pentru introducerea celor două puncte care le-am citit. Dacă domnul primar trebuia să ne supună și dacă suntem de acord, ordinul de zi a fost trimis într-o anumită speță și acum vedem că s-a mai învățit proiectul de hotărâre. Da, suntem de acord pentru introducerea celor două puncte la ordinul de zi? Ce de acord? Ce e de acord? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Da. Deci va fi introdus celelalte două puncte la ordine de zi. Da, după cum bine știți, ordinea de zi a fost prezentată cu rugămintea să nu întârzie mult, poate des de treabă, cu partea dintre dumneavoastră. Haideți să trecem la discuții la proiectul de ordine pe care a fost prezentat astăzi. Mulțumesc frumos. Cine vrea să scrie, doamnă? Nu. Nu. Fără să fii filmat, nu? Fără. Da. Pentru ședința următoare, domnul președinte, vă rog să-mi permiteți, am o propunere să se prezinte un proiect de hotărâre privind monitorizarea și filmarea ședințelor în Consiliul Local. Noi nu am votat așa ceva. Dacă un consilier își amintește că a votat, să ridice două picioare. Ferice, anotează ce am pus. N-am înțeles. Firma asta de eolieni vine, montează pe teritoriul Comunei Vultureni, cine va beneficia, unde se duce, cine se duce, cine i-a adus. Eu n-am înțeles nimic de aici. Da.
o să beneficiem noi comunile care din noi pune aceste oliene. Și vă să terem nu sunt ce formă, astea vor veni și vor fi conectate la rețeaua electrică, e ori. Asta nu știu momentan, trebuie să le instalez, nu știu momentan ce. Hai să-i aducem, dar nu știu pentru ce. Dar nu ne-am ajuns eu special. Deci s-a propus ei. S-a propus ei să vină. Și terenul este la direcție silvice. Da, omul asta nu înțeleg. Nu înțeleg. Și nici explicat în altă. O să vedem pe ce le montează, care sunt beneficiile. Îi strănișește, suntem noi, dealul Mori, Grinceana. Deci am o rețea. Da, vom vedea. Iar la diverse, dacă îmi permiteți și colegii consilieri au localit să-mi expun o părere, vreau să vă spun că de la ședința anterioară până astăzi, mai mergând prin localitate, pot să remarc faptul că trecând pe la Ghilăvești, chiar mi-a plăcut și vreau să vă aduc laude, mulțumit că nu-i făcut pentru mine, părculețul la școală, la școală, în curtea școlii, foarte mulți copii care beneficiau de acele topogane și ciezi, cu părinți însoțiți, mie unul chiar mi-a plăcut ce am văzut acolo. Doi, până și morala, văd că face bine, de la ședința anterioară de unde a ridicat problema stațiilor de autobuz, văd că totuși s-au pus două coli de plastic de ăla, sperăm că până la următoarea ședință să apară și a treia pe partea laterală, ca să ne dăm seama că. Iar doamne consilier Frunză, în momentul în care am sesizat lucrarea de la Lichitișeni, nu era ploaie, nu puteam să arăt cele 3 grade de scurgere al apei. Dacă doamna dorește și este amabilă și nu-i ranchină, sau o spun din răutate, putem merge și vedem cum băltește apa care e ajunsă la nivelul drumului. Dacă mai dă un pic de ploaie, toată apa stă în drum. Și cele 3 grade care dumneavoastră corect le-ați spus, vor fi în drum. Eu... Sunt gradele în drum, apa e în drum. Apa e în drum, da. Și gradul o să stea în drum, că o să fierbinte și o să dea grade acolo. Iarăși trebuie făcut ceva. Dacă, nu știu, doamna viceprimar se mai implică că a fost în vizită pe acolo, pe la constructor, mai poate lua legătura cu constructorul, cu proiectantul, nu este bine făcută lucrarea aia. Sunt bani publici și va sta apă în drum, din punctul meu de vedere. Și aș avea întrebare către doamna viceprimar. În urma muncii făcute de cei de la ajutorul social, câți bani s-au încasat de la societatea Zooagro, de i s-a făcut curățenie în fața imobilului acolo, în fața firmei la Lichitișeni? Că bănuiesc că nu s-au făcut degeaba. În Zooagro. Poftiți? Dumneavoastră vă referiți prin marginea drumului. Nu, e în localitate unde fiecare cetățean al comunii, curții, că este societate, este dator să-și facă ordine. Eu am văzut oameni de la ajutorul social făcând acolo. Bănuiesc că nu am încasat niște sunt. E o convenție de ajutor reciproc. Noi am dat ajutorul social de făcut curățenii, firma respectivă, societatea, o să vină să ne ajute cu altceva. Bănuiesc, dacă nu sunt alte chestii. Deci s-a făcut cu oameni la ajutorul social să dească nimic drumul județean 241 ani. Și bineînțeles că erau pe marginea drumului la 1,5 m, inclusiv acolo spini. Nu puteam să sar peste. Frumos și elegant era ca să continui strada. Deci... Nici n-aș știu că e zoa la roată, nu să fie cu ei. Deci am mers și am curat peste tot. Pentru că, în aceeași situație, pe tot pe drumul județean avem bătrâni care s-au 80-80 ceva de ani și nu li s-a făcut lucrul ăsta. De ce ducem noi și folosim munca de la ajutorul social unde deja se poate lucra? Eu nu văd ca firmă, ca societate, să nu aibă posibilitatea să-și facă curățenie în fața casei. Nu văd. Deci văd niște bani cheltuiți, o muncă erosită când puteau să facă altceva. Dar faptul că se vede frumos pentru un județean. Asta e adevărat, dar bănuiesc că în momentul în care, în ședințele anterioare, mai dacă mi-aducem aminte, acum vreo jumătate de ani, când eu am ridicat problema asta, dumneavoastră a fost cea care a spus că nu aveți posibilitate de constrângere a cetățeanului să-și facă lucrurile astea.
Atunci ori avem pentru toată lumea, ori nu avem deloc. Poți chiar să inițiez un proiect și să fie o hotărâre din Consiliul Local, prin care vom constrânge cetățenii fiecare să-și facă curățenie pe trățelul. Și cine nu are să plătească? Mai ales firme, societăți. Deci este... Intenția mea a fost, cred, bună și onorabilă. Vreau zis, e curat... Nu, dar mă duce cu gândul că undeva e o afacere aici. Deci la un cetățean de 90 de ani nu ducem doi de la ajutorul social să-i tai două curieri și ducem la o firmă care poate să-și facă lucrul ăsta. Să știți, are un la 16 face curat în cuțit la cetățean. Deci... Exemplu. Eu am venit strict cu exemplu. Am venit societatea ZOO-AG, a făcut curățenie de către cei de la ajutor social. Exemplu, bătrânul care a făcut curățenie. Nume. Eu mi-l notez și mă duc și-l văd. Deci, prin Satina și să spun unui prenume, dar... Sigur, ați făcut la Valea Lupului și acolo nu poți să ajungă ploată. Nu. Și nu vreau să zic că cei de la 416 știu unde sunt case nelocuite, ori cu persoane. Dar haideți să iasă și mai extrem de vorbuit dacă dumneavoastră nu puteți să-mi dați răspunsurile astea. Așa, toată populația comunică dați seama că... Dar știți de ce nu puteți să-mi dați răspunsurile astea? Pentru că nu stați cu ei. Dar de unde știți că nu stați? Nu v-am văzut, eu trec zilnic. Trec, nu vă văd. Gândiți-vă că eu am oameni de la 416 simultan în mai multe sate. Ca să stau... Râdeți pe ei. Păi eu râd pentru că eu trec zilnic. Dar, domnule primar, am să vă cer ca consilieri să le dați și lor o bucățică din comuna asta care să o supravegheze, pentru că nu este posibil să încasezi 500 de ron lunar să vii doar într-o ședință o oră și jumătate. Exact, dacă vrei la un postul primar a ei, așa face. Păi, spunea consilieri, avea atribuții. Fiecare avea zona lui. Corect, nu se vede. Foarte corect. Foarte corect. Dădea o ilustră. Da, cam atât am avut discurs pentru. Da, mulțumesc, domnul consilier Chiriac Cornel. Aduce mi-a ce îmi dorește. Din cauza reflectoarelor. Din cauza atribuțiunilor. Da, atribuțiunilor, așa e. Totul avea. Unii fac mai bine, alții mai rău. Aș vrea să spun și eu câteva cuvinte. Da, da, domnul consilier, ar fi atribuit. Tocmai două puncte legate de subiectul domnului consilier Chiriac. Domnule, în sfârșit, dacă nu sunt ființat un parc de ăsta eholian, care trebuie nici o parte din comuna Bucurie, mie mi se pare un lucru extraordinar. Deci se face ceva deosebit. În sfârșit avem și noi o resursă care ne compulsează, de atunci se obținem în fața lui. Este vorba despre centrale acestei eoliene, din vântul ăsta care trebuie atât, cam supără. Cel puțin știm la ce este bun. Deci produce curent electric. Evident că el, nu știu dacă va fi dat gratuit în locuitorul lui comuna Bucurie, în altă parte, el va fi băgat în sistemul național. Și probabil că s-ar putea curentul să mai ferească dacă va fi un surplus de curent. Că asta este o lege a economiei de piață. Pentru asta, nu știu, înțeleg sau nu înțeleg, mie mi se pare un lucru extraordinar înființarea acestui parc eolian. Și a doua problemă este într-adevăr cu ce se întâmplă cu terenul ăsta din fața curților la oameni. Mi-aduc aminte acum, a avut 4-5 ani de un primar, domnul Țăranu, chiar de asta mi-a spus, eu nu știam. Deci, a tăiat de asta niște copăcii de acolo și a spus că știți că trebuie să-i tăiam, dar deci este proprietate, este domeniul public. Și a spus, chiar dacă vreau să nu vreau, eu asta tăia. Eu am înțeles. Deci, până la urmă, hai să stai bine, dacă este domeniul public, este obligația celui de dincolo de gard să facă, aici este vorba, deci e vorba de obligație. Da, este legi care... Nu știu dacă este legi. Este legi care să păi și magazine, și proprietăți, în fața curții la fiecare, este obligat dator să-și dea zăpadă, să-și dea cumătura, să curețe, să aia. Asta e... O să caut și o să vină la... Într-adevăr. O să vin la ședința următoare și mă documentez și vă aduc... Da. Nu-i parcă mai discutată problema asta. Nu. Și atâta timp cât este proprietate
deci nu este proprietatea ta particulară, deci nu poți să o obligi pe om să facă. Și cred că nici noi în cadrul Consiliului Local nu putem să dăm o hotărâre de asta prin care să obligăm pe oameni să facă. Înseamnă că ne întoarcem ca pe timpurile de aici. Deci trebuie să recunosc că m-a spus domnul Chineacă. Era într-adevăr frumos. Toată lumea era o șansă de aranjat, cu țărușii, cu tot felul de văruiti. Într-adevăr, era frumos. Dar așa erau timpurile. Acum s-au schimbat. Și acum am devenit compos. Deci acum am devenit compos. De ce să faci? Că poți să facă și la ajutorul social. Dacă e bine deci, așa, vă să spun dumneavoastră. Nu că e bine așa. Eu sunt de acord. Eu la mine, eu fac. Deci eu fac. Știu. Deci asta e problema. Deci rămân de stabilit, suntem la adevăr, este o lege prin care cetățenii sunt obligați să facă curățenie, să lucreze cu comunul pe domeniul public. Da, în legătură cu celelalte puncte, eu sunt totul de acord. Atât? Da, mulțumesc. Mulțumesc, domnul consilier Arhip. Cine mai dorește să se facă? Cei care își fac naveta și îndeplinesc sarcinile de serviciu trebuie să primească într-adevăr și retribuția pentru deplasarea pe care o face de la locul de muncă până la domiciliu. La punctul 2, proiect de hotărâre pentru alegerea președintului, fac propunere pentru viitorul președinte, pe domnul Brânză, consilier local, pentru a conduce următoarele 3 ședințe din Consiliul Local. La proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției pentru viața întâlnirilor pentru bugetul local, e o greșeală acolo din calculator, a subliniat-o cât de undeva s-a greșit pentru trimestrul 4, pentru trimestrul 1. Dacă mașina primăriei este în curte, face și consum de carburant? Dar nu e în curte, am zis pe merge pe teren. Da. E bine, dacă merge pe teren, dacă mergi pe teren și consumă întreagă cantitate de care se aprobă. Dar eu știu că întreagă cantitate. Nu e. Dar ne puteți prezenta cu idei. Am cerut și alte. Am cerut în ședințe și altceva să vă prezentați și alte. Și cel de la 416 buncile, dar nu s-a mai prezentat nimic. Tot așteptam de fiecare, la fiecare dată, de fecare dată la ședință să se prezinte. Și pentru 416 ce? La punctul 4, domnule, misiunea mea. La punctul 4. Proiectul de hotărâre privind transformarea funcției publice, am avut-o și în luna trecută și nu înțeleg de ce. Atâta timp este cât pentru acest post se cere studii superioare și o persoană care se îndeplinească condițiile să facă treabă, cum poate să vină un deputat sau altă persoană ca să facă activitate de inginer agronom, de ce e activitate de inginer agronom. Dați vă seama că nu știți să scoată un plan parcel la care să mai apuce, să mai facă și împărțirea, să mai apuce și terenul de încă, să mai ducă, să mă uite și pe hărți unitar la orice parcelă respectiv. În loc să menținem funcțiile și atributele pe care trebuie să le îndeplinească un om cu capacitate, adică să conduce pe o persoană cu deputată. De păcate, din păcate, trece pe niște momente pe care vedem în loc să mergem înainte de înapoi. De asta e situația. Eu știu cum vreți să funcționeze comună. Trecem mai departe, nu? E treaba dumneavoastră cum o faceți. Proiectul de hotărâre privind modificarea secțiunii la bolul de drum. Spuneți aici pentru calea de acces pe care se creează pentru aceste instalații urile. Dar înainte de toate astea, trebuia să ne aduceți un număr pe care societatea respectivă instalează aceste eoliene și să ne prezinte cât curent va produce, unde va descărca, cine va beneficia, cine va beneficia, câți kilovați produce, că produce o stație de asta de eoliene, produce atâția kilovați în 24 de ore să cât produce. 56. Nu, vă dau cuvântul. Da, care fiecare dată, zice să aprobăm ceva, dar de fapt nu ne prezentați nimic ca să le vedem și noi mai concret. Spune-mi.
Dar să dea Dumnezeu să se facă, dar nu că se face, că astea sunt, se fac foarte greu. Spunea aici domnul consilier care are un referitor la proprietățile noastre și zona pe care e în fața proprietății noastre. Domnule consilier Arhiv, ceea ce e în afara proprietăților noastre aveți proprietate până la limita proprietății fiind gata. Și în afară este considerat un lucru. Acum, dacă un gospodar, o societate care are, a înfrumusețat zona, a plantat flori, păi să fie nebun să ne ducem să meargă cei la 460, să aduce, să tai florile, să facă altceva. Din respect, cei care sunt gospodari, societăți care sunt mai departe, acum uitați-vă că sunt și cei care, da, fac curățenie în fața proprietății, neobligați, neforțați, nebuși de nimic. De bună plăcere, ca să apară zona frumoasă. Acum, nici să lăsăm ca să crească un arboret neproductiv. Ce lăsăm? Să crească salcâmul care e ăsta să facă umbră? Nu, dacă e să plantăm, să plantăm un bloc frumos, să facă ceva, să facă și fruct. Da? Știți că este vorba care nu spune acum. Doamna viceprimar, spuneați că dumneavoastră veniți cu inițiativă ca consiliere să urmărească activitatea la 416. Nu la 416. Fiecare să aibă un saldo vedem cum îi putem împărți. Nu activitatea de la 416. Și necesitățile comune. Adică unul trebuie să vină cu niște propuneri, vreau să spun, ca să justifice activitatea, nu? Că nu, activitatea nu se justifică doar prin ședința de Consiliul Local. Dar de ce, doamne? N-ați înțeles o dată. Dar de ce anume? De ce se devine? Fiți mai concrete. Vreau să zic. Cu ce propunere vreți să veniți? Păi, nu știu, veniți dumneavoastră cu propunere. O să intervin și eu un pic. Da. Vis-a-vis din ce spuneați dumneavoastră. Nu știu dacă v-ați dat seama. Eu am făcut asta până acum și văd să spună cineva. Deci, când a fost vorba, când țigănești un tocot cu drum, când îi trebuie viață, când trebuie aia. Deci am spus, sau că am văzut pe un drum. Asta depinde de fiecare consilier cât se implică în rolul lui consilier. Îl făceam și în legislatura trecută, același lucru, fiecare venea din zona în care era sau prin care trecea, cu sesizări de la locuitori, cu am făcut-o ședința trecută și în altă ședință și aș mai avea și acum una, deși am fost hotărâtă că nu iau cuvântul. Vis-a-vis din cadrare și asta la primărie, chiar zilele trecute mi-a adus la cunoștință un fermier cu renume din zonă, care e foarte nemulțumit, exact așa s-a exprimat, sunt aproape 20 la primărie și când m-a adus nu a putut să mă lămurească nimeni vis-a-vis de contracte și așa. Și iată că lăsăm un gust amar. Și acum vrem să promovăm pe cineva fără experiență. Păi dacă, exact cum spunea domnul Țăranu, nu știi să citească o hartă cadastrală, ce mai vrem? Să mai faci. Știm că sunt deficiențe la măsurătorile din teren, eu personal am niște probleme. Să fac acum o sesizare. Cine merge să măsoare teren? Plătesc impozit pentru 40 și ceva de ani într-o solă, și fizic eu n-am decât unii șanță. Solicitare este de vedere, dacă este personal, ce să măsoare? Păi și atunci chemăm pe unul care nu știe să cotească aia unei suprafețe, nu? Doamna profesor, dumneavoastră până ați ajuns la vârsta asta de profesor. Ați luat totul debutat, nu? Până ați ajuns acum la... Doamne, eu de când mă știu, am fost corect și mi-am achitat sarcinile de serviciu. Și n-am vorbit niciodată necunoștință de cauză. Da, doamna profesor, dar ați ajuns la vârsta asta și aveți o experiență, ați plecat tot de la debutat, nu? Păi am plecat. Așa toți, nu? Credeți că vine aici un inginer cu 30 de ani vechime la Păturie, nu vine? Nu vine, da. Nu vine și căutăm un pensionar. Căutăm un pensionar, plătim. Diferitelor cauzii, da, pe parte și să găsești un loc mai mare la Vulturei. Că știm cum s-au făcut toate pe bază de promisiune. Dar asta e altă problemă. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Casper. Doamna... Nu mai are nimic sus? Doamna Afeci. Referitor la urmă,
ani de zile sunt de acord cu proiectul. Cu cea de la punctul 4, într-adevăr, noi avem nevoie de persoane pe fond funciar, pentru că peste vreo 2-3 ani sunt la pensie și doamna Gâtu. Împreună cu doamna Gâtu și alături de doamna Gâtu, este o persoană care se formează. Este în compartimentul Registrului Agricol. Că-i bătrân, că-i tânăr, că-i cum a fi, numai să fie, dumneavoastră râdeți, dar nu este nimic de râdeți, dumneavoastră râdeți, deci este nevoie. Dar dumneavoastră de ce ați angajat pe funcțional când erați primar? Pentru că era necesar. Necesar promisiuni. M-ați înțeles? Deci, doamna chiar este la pensie de 2-3 ani. Este timp să se formeze cineva lângă dumneai, care va prelua și Registrul Agricol. Deci, eu nu văd ce este atât de extraordinar, vreau să spun. Dar nu-i Laura, mi-e rog. Dar din treabă Registrul Agricol, taxă și impozite. Doamna, nu trebuie să facă funcția de agent agricol cu în același compartiment. În același compartiment, dar n-are treabă inginerul cu treaba agentului agricol. Doar că fiind în același compartiment se poate face. Bine, dar nu că dacă ies la pensie va rămâne cealaltă. Poate să rămână fiind în același compartiment. Asta deci, înseamnă că perspectivă crește numărul de personal, ceea ce ar fi foarte bine. Poftiți? Asta înseamnă că perspectivul trebuie să reduceți numărul de personal de la primărie. Păi deja nu avem personal. Deja avem oameni, nu avem contabil, nu avem secretar, nu avem pe secretar. Nu sunt domnul. Eu așa scrie. Sunt asistent social. Delegare, sunt cu delegare. Nu scrie delegare. Este un privat de sarcini de persoanelor care sunt angajate în primărie. Este... Așa de fapt. Dispoziții de legare, domnule. Să nu zbui angajați în primărie. Da? Bineînțeles. Deci asta ar fi fost, în afară sunt de acord cu tot, vreau să spun pe ordinea de zi. Nici nu cabe îndoială. Iar la diverse, aș vrea să lămuresc o problemă care, vreau să spun, care o am de câteva zile. Eu am fost întrebată de către domnul Țăranu, nu eram în ședința respectivă, câte mașini de balastru au fost aduse, dacă vă aduceți aminte, în anul 2021. În luna februarie am venit, am prezentat numărul de mașini și de acolo mi-a pornit dubiu gândindu-mă că a fost mult, a fost puțin, a fost distribuit necorespunzător. Și atunci vreau să spun, m-am dus și eu în anul anterior, în anul 2020, când a fost domnul Țăranu primar, și m-am uitat și eu cum a procedat dumneavoastră. Și am rămas, într-adevăr, surprinsă de cât a fost de eficient, domnule Țăranu. M-am uitat în luna august, dumneavoastră, în 18 zile, ați reușit să puneți 285 de mașini de piatră. 285. Doamna Tatiana, vreau să vă întreb, în asta ați făcut parte din comisia de recepție. Vreau să vă mă înțelegeți, când satul Țigănești, la dumneavoastră sub spital, au fost puse 13 mașini. 13. Gândiți-vă că eu am pus inclusiv pe străduța dumneavoastră. Deci piatră nu au fost. Doamna Vice, mă scuzați, 28 de mașini duse la Țigănești. Deci, mi s-a părut. A trebuit să fie piatra de jumătate de mie. Știți cum a fost drumul rupt în... Doamne, dar 13 mașini este oricum exagerat. Da, știți cum a fost drumul rupt, doamna Vice? V-ați legat acum de mine și de domnul Țăranu, nu găsiți pe alții, pentru că noi... Nu, dar știți ce mai s-a părut? ...se în situația comune. Și dumneavoastră ați spus că anul trecut ați spus 5 mașini în Țigănești, care mai multe 3 au fost. Atât în cap. Trei ați spus și anul ăsta. Exact. Și pe străduța de la Negru Răula de Alba, 4 au fost. 3 de la Costel Domnului, 1. Dar din asta... Dar mă duc să-mi fac o mașină, deci puteți să-mi fac. Poate mergeți și viteanul, exact. Și vă certați așa. Da, problema este, mamă, deci a fost rupt drumul, deci pur și simplu a fost crater în vreo
perfect, am înțeles. Dumneavoastră... Ce ai până deasupra genunchiului în loc? Doamne, vă cred, perfect. Vreau să vă întreb, straniu mi s-a părut când a făcut parte din Comisia de Recepție disciplinară. De regulă, nici primarul face parte. Și făcea, doamnă, dumneavoastră ați avut dispoziție să faceți parte din comisie? Nu mă. O aveți? Păi, nu am spus deci. Dar nu este dispoziția, deci, că sunt dispoziție. Vreau să spun, dispoziția nu este, vreau să spun. Și gândiți-vă, 285 de mașini puse în 18 zile. E o medie de 16 mașini pe zi. Gândește-te, în august, deci, în afară de autogredă și bulldog, așa au funcționat comuna. Deci eu m-am sclerozat, am fost spunea 16 mașini pe zi. În afară de autogredă și bulldog. Doamne, dumneavoastră, aveți dreptate, s-au pus 13 mașini în Țigănești. Sunt perfect de acord. Dar cum vă explicați când data de 6 au fost puse 7 mașini și ați avut și, cum se cheamă, autogredă cu 4 ore? S-au lucrat un stop în Țigănești? Deci nu iese nici orele, vreau să spun. Da, doamne, vă da, vrea să nu am înțeles nici o vină, nu vreau să spun. Da, doamne, da, da, așa, așa este. Așa este explicația, de ce l-a spus, îi dat un răspuns un domnul Chiu. Doamne, eu vorbesc aici de la 200, de la 416, pentru că dumneavoastră faceți săpături în agricultură. Doamne, nu fac săpături. La sfârșitul discuției am să-i spun și domnului Dorinel de ce am făcut cursurile, doamne. Le-am făcut de control intermanagerial. Știți, mă întreabă și așa. Asta, cursurile astea le-am făcut, doamnă. Și am luat-o de mâna capăt. Nu bate nimic unul cu altul, nici dispoziții, nici nimic în absolut. Dar să știți că n-aș fi căutat. Dacă domnul nu m-ar fi întrebat, doamnă, și m-am gândit, bă, am pus greșit, am pus mult, a fost puțin, a fost ceva, am făcut. Și m-am dus retroactiv, doamnă. Da. Și nu m-am uitat doar în document, am început dispoziții, am început ce m-a interesat. Și m-am uitat. Deci anul trecut și anul ăsta s-au pus, cum spuneți dumneavoastră. Anul trecut, doamnă, a fost întrebat 120 ori. Respectiv 5 mașini în care, în condițiile în care drumul din Țigănești înseamnă de la complex până la Sava, la deal. Ei, în 2020 era așa, era până la biserică. Doamne, era drumul din Țigănești, era proiectul preț. Proiectul. Era drumul. Dar vă contrazic că domnul Zăranu mi-a spus, eu am pus o mașină de piatră și o să mi se impute când am pus-o jos la port, pentru că era drumul din PNDL. Deci nu mă contraziceți. Deci nu pot zice. Eu vă spun ce suprafață trebuia acoperită cu piatră, păi și eu vă voiam să vină să fac fantastic. Și alte pivoni și torenți formați. Doamne, dar ați realizat 16 mașini. Doamne, tu auzi și tu în august. Deci, cum ai fost? Că-i doresc cu mașini cultură, nu mai ieșit, nu mai ieșit. Mi-ați permis să dau răspuns fără... Că ai străcat numele meu. Deci răspunsul meu este următorul. Dacă ați constatat, ați constatat și s-a întâmplat. Aveți grijă ce se va întâmpla peste 2 ani. Nu, da, vreau să-ți gura. Da, de 2 ani de zile am... Deci rezultatul și l-a luat. Aveți grijă ce veți face? Nu, da, este fantastică. Adică eu să-l întoarcă, nu știu ce eu să-l întoarcă. Doamna, așa este, dar tot e de domeniul fantasticului, în 18 zile, să ai autogreder, buldo, 300 de mașini de piatră, dar ce-a fost în comuna asta? Unde a fost? Dacă ați fost atenți la ce a spus domnul Țărana din Iavore, a spus în felul următor, că ne întoarcem în trecut. Doamne? Adine, eu să te atunci la lui, pentru că în trecut era mai bine. Așa că luați și învățați. Da. Doamne, mai bine cu asta. Poți să te întorci înainte? Doamne. De noi în 2 ani de zile am avut 180 de mașini. În 2 ani de zile. Care 200 și ceva au fost pe anul. Doamne, de ce să vă răsați? Răspundeți, dar eu m-am urmărit. 200 și ceva au fost pe anul. 16 curse de pe zi, 4 mașini care facem pe 4 curse de zi. Doamne, m-am urmărit și la ora. Credeți, vă fi cuvânt, vă rog să... Ne-am dotat inclusiv orarul. Prima mașină a plecat la 8 și 5. În caz în care ați semnat că autocrederul a lucrat 4 ore în Țigănești la prima oră. La dracu, doamne, iar 4 mașini au stat în coadă la Țigănești cât a lucrat autocrederul. Dar nu este timpul. Doar dacă nu însă, trebuie să mai vină ăla că l-a instruit la matematică. Nu mi-e sunt timpul, nu mi-e sunt ore. Eu am obiectat de amurale. Mă iertați, mi-ați spus că nu știu să... 4-4-4-6. Da, lăsați, deci... 4-4-4-6. Deci, să ții minte. Doamne, și
Vedeți acolo că aveți fericite de șapte. Da, da, îl aștept și pe domnul. Lucra ce să-l întreb. Unde, în momentul în care se dă dispoziția primarului, există un referat al viceprimarului. Păi nu există. Există un referat al viceprimarului două luni după domnul Săranu, luna 10-a, când intrase deja Bogdan, primar. Și dumneavoastră ați dat o dispoziție, când încă nu plecaseți, de actualizarea comisiei, dar de înființarea comisiei nu există. Nu râdeți, vreau să spun. Ați înțeles, domnul Dornel, la cine am servit cursurile? Doamna Vice, dar cât de viață o să ne lăsăm, după ce am intrat la prima asta, o trebuie de atriată. Control intern managerial. Îți bun, ți-mi recomand. Matematica. Ca să știți, trebuie să vă citați. Matematica, nu? Domnul consilier, direct. Dar ca să ducem 35 de mașini la pomozie, au plâng de mașini. 35 de mașini la pomozie. Doamna ți-a 35 mașini la pomozie. 35 de mașini. Eu mi-am văzut disponibilitatea doamnei Vici, în care văd că iese de acord de a ieși împreună în teren. Dar vrei și eu vă surâde. Ai tot la mine, așteptai să-și doamna Vicentere. Bine, și filma, doamnă, dacă... Când mergem pe domeniul public și nu poate filma pe domeniul public, au dreptul ăsta. Da, de ce nu? Când mie nu mi-e frică. Dar de ce se doamne? Vedeți, așa că putem merge și verifica. Iar ca idee, dacă vrem să mergem să verificăm, eu am dispus să mergem până în deal la Ghilărești astăzi. Dacă nu să vreți. Nu. Nu contează, mergem cu mașină. Ușor de pus camera. Face că băieți profesioniști. Dar cum este super mâine? Chiar am mijlocul în primărie. Nu râde. Dar voi râde. Da, înțeles. Mâine sunt dispusă și dispărătă. Mai merg și eu să mergem în lumea. Mai merg și eu să mergem în lumea noastră. Dumneavoastră. Păi dar la ce te-ai oferit și acum îți te retrag? Păi m-a luat de frică, că doamna Frunză, știu eu, vin mai des de la tine. Știi ceva? Nu. Ei, nu. Probabil că știi, doamna Frunză, ceva. Ce știu eu? Mulțumesc pentru avertizare, mi-ați dat-o. Ești la Metele. Da. Sau mai aici, prin Odinești de jos, spre Metele, 51 de mașini de piatră. Doamne, domnul județean de la Odinești de jos. Știți, varianta aia e o vorbitoare, care este acum în Bolicelă și o să mai poate ceva. A, și pe acolo îmi dat 51 de mașini. O știți? Da. Și este vorbitul meu care sunt ăsta. Lasă-mi varianta, e o vorbitoare care l-a stricat. Mai mult de 5 mașini. Acum are și cu 20 de mașini de la rândul și să forma inițială. Mergeți pe el, să vedeți. Da. Știi ce ușor e de acometat, de găsit asta? Ok, ideea, ideea, noi în 2 ani zile am pus 180 de mașini, noi altă nu s-a mulțumit. Păi probabil că aici m-a îngătămană și m-a greșit. Unde sunt? Unde sunt? Am luat tot de asta. Câte mașini ai pus tu și n-ai înăștut? Câte mașini? Da, câte. 285, da, 300. Fără rușor și autogrețe. 5 până la 300 de știi? Da, da, dar asta e că stai pe tot electoratul, nu? Da. Și vreau să spuneți asta? 100 de sunt 27.000 de tone. La cine? La 200 de mașini, de 200 de tone. Eu mai aveam o replică la chestia asta. Știți foarte bine că am candidat la funcție de primar. E, asta chiar nu știa, bă, dar tu trebuie ce? Haideți să vă spun, fiind în campanie, am o știuție cu domnul consilier Brânză, care chiar mă bucură din stânga mea astăzi. Astăzi, nenoroc. Așa. Și spune domnul consilier la vremea aia, când eu încercam să-l convinc că el, că de fapt ar trebui să... Dumnealui spune, bă, eu i-am spus lui Țăranu, dacă o roabă de piatră ducea pe lună în 16 ani de zile, tot avea un kilometru de drum cu piatră bună. L-aș întreba pe domnul Brânză, o apărut roaba, așa e? Ca domnul. Ai pus data asfaltă o roabă. Nu, ai pus o roabă de piatră, nu am roabă de asfaltă. Roabă de piatră, nu ți-am minte. Să-mi minte. E bun, dar te sucești. Ai uitat. E bun, dar te sucești. Ai asfalt. Doamne, lumea era închisă atunci, așa că... Deci, uite că dacă doamna Vicii se poate lea cu o găsă roabă. Ia urca, mă, mă, și pe ei, dar mi-a dat multe lucruri. E bine. Da, să închidem ședința și trebuie. Da, la cum vreau să spun, că s-ar putea, poate să vorbesc la un președinte cu implicarea. Da.
pentru că s-ar putea să nu pot veni la ședința următoare, vreau să vă spun care este concluzia mea. Ideea este următoarea. Mie pare rău că am avut discuția contradictorii cu doamna și cer scuze dacă am deranjat-o. Dar haideți să vedem lucrurile. Întotdeauna, la început de an, să aprob un buget. În acel buget există și sume pentru transparența decizională. Deci, nu era necesar și nu. Vreau să vă dau exemplu Consiliul Județean. Nu s-a discutat în Consiliul Județean dacă se face contract cu exclusiv TV. S-a aprobat din către... Există și atribuții, pentru că e un gen de abonament, exact cum este la telefonul mobil. E o sumă foarte mică și primarul își poate să... Când plătești curentul sau telefonul mobil, nu trebuie să vii în Consiliul Local. Să știe clar de la începutul anului, astea sunt cheltuieli și așa mai. Deci nu era necesar neapărat o aprobare a Consiliului Local. Pentru că Consiliul Local, îmi pare rău să spun lucrul ăsta, nu are atribuții pe legea 544. Este legiuitor, respectăm instituții pe plan local. Dar în ceea ce privește transparența decizională, există, nu știu dacă aveți compartimentul pentru 544, pentru legea 52. Deci, noi nu venim aici. Mie, doamna, poate chiar mi-ar face un serviciu, nu mai bat atâta drum până la Vulture. Dar haideți să ne gândim și la oameni. Și mie îmi plac discuțiile pe care le aveți aici. Cred că cel mai puțin câștigat din treaba asta este domn primar, că e criticat non-stop. Dar, haideți să dăm posibilitatea cetățenilor comunei să vadă cum lucrăm, cum ne zbatem, că aveți interes să spuneți, domnule, trebuie piatră, trebuie aia. Pentru oameni ar fi o pierdere foarte mare. Eu o să încerc să, cameramanii, la fiecare ședință, dacă nu sunt aici, puteți atrage atenția cameramanului mai puțin, dar în niciun caz să interziceți. Și vă promit că i-am făcut semn și ați observat că nu a existat cu camera pe dumneavoastră, nu suntem oameni de rea credință. Noi zicem că venim aici să, ca niște prieteni să vă ajutăm. Eu vă respect pe toți, indiferent de culoarea politică. Admir dezbaterile pe care le aveți. Doamne, noi am avut și tura trecută o discuție. Ce s-a întâmplat la o ședință la altă? Nu s-a întâmplat nimic grav. Dar vreau să vă spun încă ceva. Dacă la Oncești a fost un proiect de hotărâre care nu s-a aprobat ca prezența dumneavoastră... Păi a fost primarul. Deci primarul era trebuit. Nu, deci s-a făcut un proiect de hotărâre. Și s-a supus votului, adică s-a supus Consiliului Local. Dom'le, așa a fost. A cerut o părere de Consiliului Local. Bine, îmi suntem simpatic. Semănați foarte bine cu fostul meu comunat. Nu putem ce vreau. Ați cântat acolo frumos. Ați văzut? Și da, păi... Vă faci dumneavoastră dar, eu am un defect. Calculez. Deci nu vreau doamne, să calculez. Doamne, eu sunt convins că o să fii cel mai bun prieten de azi înainte. O să fiu și dai ce e și dacă și dacă... Nu numai dați acolo. Poate e cine este. Aveți dreptate cu un da, așa asta vreau să spun. Da. Domnul primar... A cerut... Da. Trebuia să facă un proiect de hotărâre și atunci văd și eu, unde mă cadrez. Poate dacă eu nu sunt împotrivă, eu sunt împotrivă, da? Sunteți dumneavoastră, poate sunt celălalt de acolo. Da, și poate dumneavoastră sunt de acolo și atunci majoritatea învinge minoritatea. Fiecare se justifică prin vârful care la vârf. Ați aprobat bugetul la începutul anului, doamne. Puteți spune, eu vreau presă. Doamne, știți ce se întâmplă? A fost atât de fir al bugetul ăsta, încât avem o canalizare aici care lasă de dorit. Păi și dacă nu-i televiziunea, cum vreți să aflu? Doamne, aveți răbdare ce vreau să vă spun. Deci da. Dacă avem canalizarea asta pentru care nu s-a oferit și nu s-au alocat banii necesari pentru reabilitarea ei. Se așteaptă un proiect la Sfântul Așteaptă. Da, sunt, și vreau să vă spun că și noi am greșit când am aprobat. Pentru cineva care face școala altfel și cântă pe la Bădinești, vine vreo 3 luni de zile pe vară cu vreo 30.000 de lei. E foarte mult pentru Comuna Vulturieni. Mai avem iar niște scăpări pentru pomul de iarnă, da? L-ați face odată pe an, mai sunt și acum vreo 15.000 de lei. Și mai e pe undeva iar cu 10.000 de lei, că mai facem fisacuri. Mai avem și la dumneavoastră vreo 7.000 și ceva de lei, că trebuie să vă plătim la sfârșit sau la sau de fiecare dată. Lăsați-vă, da, dați amână, vreau de mai încolo. Haideți pentru cetățeni, e important. Cetățeanul nostru, habar n-are, doar.
Uitați, eu sunt prin spus, aveți dreptate. Domnul primar, când nu aveți posibilități, vă așteptăm și un an de zile. Nu pe minimul mai pentru oameni. Este important pentru oameni. Bine, nu știți, dacă eu vă spun acum că am mesaje de la cetățeni din Vulturieni, de acum încă 2 ani când am început noi, doamne, de ce nu veniți la Vulturieni? De ce nu veniți și la noi? Că ei au văzut că peste tot dăm ședințe, nu veniți și la noi. Dar nu are sens acum. Asta Ileana are ea mesaje, două. O să vedeți că... Păi Brânză, tu ai trimis mesaje? Păi Brânză a fost colegul meu. Păi dar cred că e un în ședința următoarei președinte din ședință și oricum ținea cu mine, că eu fost colegul meu din liceu. Păi asta este, vedeți, da. Am o relație bună cu domnul Brânză, da. Încă o dată, să fiți siguri că noi nu avem, nu, nu vom politiza. Noi filmăm ședințele, așa cum se probabil ca soție. Mulțumesc, domnul președinte. Toată încrederea că nu... Orice bani sunt publici, orice. Știu, știu. Asta este care asta nu, dar nu e care asta nu. Am în vedere, asta... Exact așa ce stai cu dumneavoastră, transparență, nu? Da. Banii sunt publici. Imparțialitate, transparență, confidențialitate. Așa că trebuie să fie... Haideți să vă mai spun, chiar dacă domnul primar n-ar fi dorit, că mai mult vă spun sincer, noi am insistat, nu că sunt ne-am chemat. Să știți că noi putem veni și, și fără bani să filmăm și aici, și tot ne putem filma. Cerim o cerere. Da? Aveți un cameraman care trebuie să ia bani. Domnul inginer, uitați-vă, țin cu salariul minim pe economie și... Iar la Olcești și Piscul, ca să știți că poate nu a fost la noi. Da, într-adevăr, noi am făcut o adresă. Că noi așa, noi așa lucrăm cu adresă. Și acolo domnul primarul considerat necesar să ceară părerea consilierului, nu o hotărâre. Să ceară. Domnul consilierul spus, domnul nu dorim. Hai. Acum fiecare primar are strategia lui, posibil, domnul primar să vină cu o hotărâre sau cu alea sau cu alea. Încă o dată, trebuie să vă asigurăm de buna noastră credință. Noi nu politizăm, noi scriem doar ședința Consiliului Local, nu comentăm, nu facem noi nimic. Da. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc, la ceea ce publicați dumneavoastră, primiți poze și de la... Dați-mi orice material și noi îl publicăm. Deci primiți material de la noi. Orice, de la orice consilier, de la orice culoare politică. Nu, nu avem o problemă. Dar nu-i vot din lucrurile. Am lucrat și cu primar PNL și cu primar PSD. Vă dau exemplu din oricare partid. Să știți că de-aia am insistat pe ce număr de primarii avem. Dom'le, noi am demonstrat prin modul nostru de a lucra și corectitudinea noastră că putem lucra cu toate partidele. Noi nu avem o problemă. Că este atributul dumneavoastră să veniți să criticați. Foarte bine că faceți lucrul ăsta. Da, e frumos, gata. Da. Dumneavoastră puteți să știți cum. Puteți să spuneți că trebuie să vă argumentați. Dumneavoastră, trebuie să vă luați bani. Să votăm întâi președinte de ședință. După aia toate celelalte. Votăm întâi președinte de ședință. Da, da. Întâlnire pregântă de acordarea transportului. Pentru că de acord. Câți? Hai, că ăștia trebuie să-și ia bani, sunt de acord cu toți. La făcut de prevedere de revedere de pentru alegerea președintelui? Da. Brânză? Brânză, suntem de acord. Da, asta a fost folie. Proiectul de alegerea privind aprobarea execuției pentru trimestrul 1, cu modificarea acolo? Cu modificarea de rigoare, mai ai făcut un click acolo, Felicia? Dar nu e, nu e. Dar cine? Dar cine a făcut lucrul ăsta? Ei, da. Dar are importanță? Să nu... În legea. Ai, Felicia. Se retușează. Aici. Ce s-a întâmplat? Aici ai greșit. În fine, te uiți și citești și vezi care-i treaba. Da. Punctul 4, proiect de hotărâre privind transformarea funcției publice. Da, nu am la punctul 3, ce-au luat? Execuție, la punctul 3. Păi tu azi, că doar nu vorbim, tu azi, că Brânză, și cum adică? N-am dat. Nu prea mai văzut la mântie. Aoleu, Felicio, da, cum? La 3, la 2 era cu domnul președinte. Da. La 2, ce era 3. La 3 era execuția. Punctul 4, proiect de hotărâre. Funcției publice. Cine de acord? Domnule, eu de acord, poate reușesc, trebuie facultate și poate mai vedea stimina. Succes! De așteptat. 5 de acord. 5 de acord. 1, 2, 3, 4, 5 de acord. Puneți-l pe domnul Lucaci, abținere. Deci 5 pentru 5 abținere, da? Nu, 4 împotrivă abținere, nu corect așa? Președintele, da, domnule, da, 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 deci, 4 împotrivă. O abținere. Și o abținere.
Punctul 5, proiect de hotărâre privind modificarea secțiunii bunurilor imobile cu drumurile. Da. Sunt de acord? Da.